Și apoi ne vor vrea Domnul și Domnul să lucreze după mila și bunătatea sa și îndurarea sa cea mare. Din partea fraților, dacă sunt cauză, haideți să venim cu ele înaintea Domnului. Amen. Aduc înaintea Domnului ca Domnul să lucreze la niște cererile mele, sunt niște geamuri care Domnul Iisus mâine o să ne confruntăm și vedem să lucreze așa cum știe. Amen. Amen. Că despre tine și familia ta pe care o duce înaintea mea, zice Domnul, apropie-te de mine și slujește cu credincioșie. Și vei vedea că voi lucra în chip minunat în familia ta, în viața ta. Pentru că vrăjmașul de multe ori a încercat ca să-și iei viața. Dar mâna mea a fost întinsă și te-a ocrotit. Și tu singur care ai mărturisit în locul acesta că Domnul ți-a dat izbăvire. Ești fana cu vedere fară, soromen. Rămâi dar credincios Domnului Dumnezeului tău și caută să-i slujești cu toată inima ta. Și vei vedea, zic, că în scurtă vreme eu voi face lucrări mari și minunate pentru tine. Și îți voi da izbăvire din punct de vedere financiar și din punct de vedere spiritual. Herman, așa orice de bine s-a Robert. Amin. Dacă mai sunt clauze înaintea Domnului. Aduc mulțumire Lui Dumnezeu pentru că până aici m-a ajutat, mi-a dat izbăvință, dar cer ajutorul fraților și celor care vor să simte cu mine ca să mă pot lupta cu duhurile acestea care mă atacă. Aleluia. Am fost cu tine din anii tinereții tale. Te-am călăuzit și te-am ocrotit. Armana socul de Menevel, cu multă dragoste. Ți-am dat pacea și liniștea să plătească când vrăjmașul a vrut să-ți răpească totul. Și iată că nu te voi părăsi. Nu te voi lăsa cu niciun chip. Pentru că te-am iubit și te iubesc. Și îți voi da biruință în toate lucrurile pe care tu le aduci înaintea mea. Aleluia. Amen. Dacă mai sunt cauză, eu vreau să am o biserică înaintea Domnului. Amin. Așa cum am spus, eu venit un îndemn în seara aceasta pentru Duhul Sfânt, în timp ce mă rugam, și am să intru în post pentru biserică. Și am să văd ce o să facă Domnul cu privire la biserica asta. Au fost promisiuni că Domnul va umple biserica asta și că va fi lucrări mari, vindecări. Și multe lucruri va face Domnul și dorim ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Și știți cum spunea acolo în Sfintele Scripturi? Caut un om ca să stea în spărtură. Yep. Vreau să fiu omul care să stau în spărtură pentru bisericuța asta. Eu n-am de gând să mă las de ea. Pentru că dacă m-a pus Domnul aici și mi-a vorbit că eu trebuie să fiu aici. Vreau să slujesc Domnul și slujesc Domnul în fiecare zi. Vă spun că am ajuns așa, de multe ori și rând cu soția mea, am ajuns ca o pasăre, din cântare în cântare, stau toată ziua. Mă rog și cânt și laud pe Dumnezeu. Și simt că Dumnezeu mă călăuzește. Și aș vrea ca și biserica aceasta să simte ocrotirea și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și toți frații care sunt, așa cum au zis Vitalia, aici într-o predică, turiști spirituali, să nu mai fie turiști spirituali, să fie cetățeni de-ai case, să simt aici, sunt cu biserica și asta. Eu zic, și ei sunt peste tot locul și sunt nicăieri, turiștii spirituali. Și am să spun la fratele Vitale să mai predice odată predicare. Dacă surorile au cauză, venim cu cauză dinaintea Domnului. Aduc toți păstorii din Sacramento. Amen. Înaintea
toate masele de lucru, chiar și pentru diacon, pentru familie. Yes, yes. Yes. Domnul să fie cuvintele de tot și să le fie virgință în lucrare. Amin. Iată că voi lua aminte la cerurile tale pe care le-ai dus înaintea mea, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și voi lucra la unele din ele. Tu, dar rămâi credincioasă Domnului Dumnezeului tău și caută să slujești Domnului, căci am în plan să binecuvântez familia ta. Am în plan să te ridic la o stare mai înaltă și mai aproape de mine, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Dar rămâi credincioasă mie și caută să slujești cu credință și ei și vei vedea cum mâna mea te va binecuvânta. Amin. Dacă mai sunt cauze, Maria? De mulțumire ai spus? Mulțumire. Domnul Sfântului să asculte cauzele tale. Amin. Dacă mai este cineva? Și eu am cauze. Am două mâini ridicate. Sora Maria din spate. Hai, lasă-te. Amin. Tu cauza aceasta o duci de mai multă vreme înaintea mea. Iată că în curând, zice Domnul, voi lua aminte la lucrurile pe care mi le cer, zice, și voi duce la îndeplinire. Dar caută ca să rămâi credincioasă mie și caută să slujești cu toată inima ta și cu tot cugetul tău. Chiar uneori cu post și rugăciune. Și vei vedea cum Domnul eu voi lucra în viața ta și la cauzele pe care le duce înaintea mea. Amen. Mă alătur și eu cu fratele Mihai la rugăciune și la post pentru biserică și cine vrea să se alăture cu noi, să spună cu glas tare și să mărturisească și să susținem lucrarea. Amen. Amen. Yes. Dacă nu mai este Lilia, ai văzut să puși? Cauză personală. Domnul să lucreze la cauza ta. Amin. Ea se miră de mine că eu nu-i dau cauză. A spus că eu dacă știu ceva, eu nu vreau să dau nicio descoperire în direcția aceea. Că vreau să fiu sigur că ceea ce iasă din gura mea este de la Domnul și nu este din influență. Haideți să mergem cu toți pe genunchi, ne rugăm Domnului și Domnul să asculte cauzele noastre. Amin. Amin.